Evanghelia după Matei, capitolul 4 Iisus își începe lucrarea în Galileea. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 12 la 17 Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau, în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Lucrarea Domnului Iisus în Iudeea, ce durase aproape un an, nu este trecută în revistă de Evanghelistul Matei. Această perioadă de un an este parcursă în Evanghelia după Ioan, de la capitolele 1 la 4 și cronologic trebuie înserată între versetele 11 și 12 din Evanghelia după Matei, capitolul 4. Matei trece direct de la momentul ispitirii Domnului la lucrarea sa din Galileea. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 12. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. Când Domnul Isus a auzit că Ioan botezătorul fusese aruncat în închisoare, și-a dat seama că faptul constituia un indiciu al propriei sale respingeri. Respingându-l pe precursorul Regelui, oamenii l-au repudiat, în fapt, pe însuși Regele dar nu frica a fost aceea care l-a determinat să meargă spre nord, în Galileea, întrucât chiar aici era centrul împărăției lui Rod, același rege care tocmai îl întemnițase pe Ioan. Mutându-se în Galileea neamurilor, el a arătat că actul de respingere a sa de către iudei avea să se solteze cu extinderea Evangheliei și la neamuri. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 13. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Domnul Isus a rămas la Nazaret până când populația din localitate a încercat să-l ucidă, pentru faptul de a fi propovăduit că și neevreii pot fi mântuiți, conform Evangheliei după Luca, capitolul 4, versetele 16 la 30. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Isus le-a zis, fără îndoială, îmi veți spune zicala aceea, doctore, Vindecăte te pe tine însuți și îmi zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuia cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie, dar Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. După aceea s-a mutat la Capernaum, oraș situat pe malul Mării Galilei, o zonă în care se stabiliseră inițial semințiile Zabulon, și Neftali. Din acest moment, Capernaumul devine sediul lucrării sale. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 14 la 16. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină, și peste cei ce zăceau, în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. Mutarea Domnului Isus în Galileea a împlinit profeția din Cartea Isaia, capitolul 9, versetele 1 și 2. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină neamurile, neevreii, păgânii, neamurile ignorante și superstițioase care locuiau în Galileea au văzut o mare lumină, adică l-au văzut pe Domnul Isus Hristos, lumina lumii. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo, Isus a început să propovădească și să zică, Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Din acel moment, Domnul Isus a preluat mesajul pe care îl vestise Ioan, Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Era un nou apel la renoire morală în cadrul pregătirii pentru împărăția sa. Bineînțeles că împărăția era aproape din moment ce regele sosise deja.